găsesc funcția la dogari. Nu asta le faceți? Da, la cruși la... Meserie pe cale de dispariție, dogăria. Da, la noi în Argeș încă se mai păstrează în câteva comune, în special la noi în comuna Coșești, e un nucleu foarte puternic. Cred că avem între 100 și 200 de dogari. Lucru rar, rar de tot. Și cum procedați când faceți un butoi? Porniți de la lemn. Pornim din pădure. Așa. Mergem, luăm securea și ne plimbăm prin pădure. Vedem care lemn se pretează să fie și mai gros și cu fibra dreaptă. Ce esență? Salcâm și stejar de regulă. Astea speciile care se pretează la butoaie. Salcâmul mai mult pentru țuică, stejarul mai mult pentru vin. Așa. Așa. Am ales lemnele, le marcăm ca să fim în regulă. Așa. Mergem cu ele acasă cu căruța la instalație de debitat. Aveți unde le facem doage. Da, acum avem toți instalații de debitat. Da. Și le prelucrăm în doage. Doage de un metru, doage de în funcție de ce mărime de butoi vrem să facem noi. Cât sunt de mari doagele astea? Late, cât de late? De late până în 14 cm, așa, 12-14 maxim. Dacă le facem mai late, va tinde să se scovârdeze în afară, nu se va mai late. Nu reușim să le îndoiți. Aici e un secret. Păi da. După ce le tragem la abric, la model, le așezăm pe un cerc, îi zicem model, noi în funcție de diametrul butoiului pe care vrem să-l facem. Și strângem cercurile la un capăt, la capătul celălalt el este crăcănat, așa, evazat. Avem un șurub cu un cablu din acesta de oțel, trecem peste toate doagele și în momentul în care doagele facem foc înăuntru, înăuntru butoiului? Da, pe pământ. Aha. Pe pământ și punem butoiul să fie focul în centru. Și când se încălzesc doagele de nu poți să ții mâna așa, începem să strângem. Cât un pic, cât un pic, îl mai udăm și pe exterior și pe interior ca să nu rupă fibra. Păi până l-am strâns, de l-am adus doagă lângă doagă, îl răsucim și îi punem cercurile la capul celălalt. Și cum sunteți convins că nu va curge? Sunt convins. Așa. În sute de butoaie din 1993 de când am făcut, n-am verificat cu apă decât 4, 5, 6 până în 10 butoaie. Eu când îl lucrez, văd cum încheie în interior. Și dacă îi respect toate procedeele, fac toate operațiile cum trebuie, și îl trag la model ca lumea, n-are voie să curgă. Și e o meserie care vă ajută să trăiți din ea sau se cam duce tradiția? La început a fost hobby și o provocare. Începuseră vecinii să facă butoaie și am fost curios, stai mă, să văd, eu sunt în stare. Oricum aveam afinități pentru lemn, îmi plăcea să lucrez cu lemnul. Și am făcut primul meu butoi în 93. Mi l-a cumpărat cineva, a pus direct vin în el și n-a curs nicio picătură și de atunci am prins curaj. Am înțeles. Cât costă un butoi? De la 150 la 5 litri, 180 la 10 litri, 220 la 20 de litri. Așa, și un butoi mare, din acela mare, de vin, cât și unul la 100 de litri, acela face 400 de litri. Acestea mici sunt mai scumpe. Și ce se face? Cum se face laptele? Laptele dulce se pune la prins. Acolo, în el? Nu, în oale. Noi avem niște oale de pământ la noi în zonă, în Coșești se fac și e și zona de olărit. Așa. Se pune în oală, când s-a prins laptele, se încălzește ușor și se pune în putinei. Până undeva, cam așa. Și se ia la bătut. Uite așa. Se dă și se dă și se mai învârtește și untul iese deasupra. Aha. Și jos rămâne laptele bătut. Untul se ia cu o lingură de lemn, așa am pomenit în familie, se clătește cu apă rece, se pune un pic de sare să amestecă și laptele bătut rămâne lapte bătut.